La o săptămână după ce s-a reluat Liga a 4-a Serie A și Liga a 5-a cu prima etapă a returului, Seria Est va fi mai săracă cu o echipă, după ce Meseșul Treznea a fuzionat cu FC Zalău 2 și s-a retras din Liga a 5-a. Prima etapă programează și două derbiuri în cele două serii. În Seria Est se întâlnesc la Tihău, gruparea din localitate, locul 4 în clasament, și Viitorul Băbeni, formație care ocupă poziția a doua. În Seria Vest, capul de afiș al rundei este întâlnirea de la Crișeni dintre liderul seriei, Real Crișeni, și ocupanta locului 3, AS Zăuan. Ambele partide se vor juca duminică 30 martie de la ora 15.